Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, selecția națională va avea 5 semifinale organizate în tot atâtea orașe din țară. Printre ele se numără și municipiul Focșani, care va găzdui prima semifinală ce va avea loc pe scena Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia. Primarul din Focșani speră ca anul viitor orașul să fie chiar gazda finalei naționale a Eurovision. Ne bucurăm să găzduim pentru prima dată în municipiul Focșani o semifinală a Eurovision, punând astfel Focșaniul pe harta orașelor culturale care găzduiesc evenimente de o asemenea învergură. Ne dorim să găzduim mai multe evenimente culturale. Directorul teatrului din Focșani se bucură că un astfel de eveniment are loc chiar în anul sărbătoririi centenarului Marii Uniri de la 1918. Ne bucurăm că în anul centenar Teatrul Maior Gheorghe Pastia din Focșani găzduiește o astfel de manifestare culturală importantă, o manifestare din care sperăm să se nască un talent deosebit care să poată să cucerească un trofeu la Eurovision și să-l aducă în România. Focșanenii consideră că municipiul lor merită să fie așezat alături de alte orașe cu importanță culturală din România. Foarte bine! Abia e cunoscut orașul nostru. Dar merită Focșanul astfel de onoare? Bineînțeles că merită. Avem un teatru foarte frumos, este asemănător cu cel de la Iași. Merită Focșanul astfel de onoare? Cred că merită, se merită. Ar fi trebuit mai demult organizat la Focșan? Da, se poate. Cred că e ceva ok. Merită Focșanul astfel de onoare? Eu cred că da. În acest an, selecția națională se va desfășura sub sloganul Eurovision unește România, iar următoarele etape se vor desfășura în orașele Timișoara, Craiova, Turda și Sighișoara.